de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Cafeaua de dimineață, bună dimineața, 20 august, ieri înainte de emisiune, sau câteva secunde înainte de emisiune, îmi spunea omul de la butoane, domnul Bălănescu, pe centru, domnul Bălănescu, pe centru. Așa că astăzi am încercat să mă conformez cumva și am invitat în emisiune reprezentanții pro-România, pentru că ei nu putem spune în momentul acesta că sunt oameni de dreapta, oameni de stânga. Ei reprezintă o alternativă în care stânga și dreapta se îmbină într-un, hai să spunem, într-un pachet, zic eu, atractiv. Bună dimineața, domnul dr. Liviu Harbuz. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața, îi spunem și domnului Alin Lehăduș, pentru prima dată în emisiune la noi. Bine ați venit! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație. Deci, am avut ieri ocazia să aflu că stânga are o reticență vis-a-vis de digitalizare, modernizare, iar tot stânga ne spunea că reprezentanții dreptei de la Bruxelles n-ar fi adaptați la situația reală din România. Ce ne propuneți dumneavoastră pro-România, domnul Harbuz, domnule? Da, este trist. Am auzit și eu această declarație. Băieții aia de la Bruxelles se gândesc la inovare, cercetare, digitalizare. Fantasmagorii. Noi trebuie să facem WC-urile în școli, ceea ce mi se pare normal. Noi avem încă drumuri din pământ pe care ar trebui să le asfaltăm, mi se pare normal, dar toate lucrurile astea trebuiau făcute până în 2018. Avem niște domni care vin acum să candideze după un mandat sau două, fie ele de președinte al Consiliului Județean, fie de primar, fie de viceprimar, și ne explică ce o să facă și ce ar fi trebuit făcut. Păi, cum e posibil să vii după 4 ani de mandat să spui noi vom stopa scurgerea banului public? Păi ești încă viceprimar, ești încă la putere. O echipă primar și viceprimar care vin să ne spună ce o să facă ei de acum încolo. Este noaptea minții. Să vorbești în calitate de președinte al Consiliului Județean despre ăia de la Bruxelles care n-au înțeles care sunt nevoile noastre. Noi n-am înțeles. Noi ne-am bătut joc de nevoile noastre. Mereu finanțările și investițiile s-au făcut în funcție de grupurile de interese. N-au știut să atragă banii europeni. Au știut doar bani aranjați și direcționați în guvernarea Dragnea, în guvernarea Viorica Dăncilă. Domnul Cuc, care a venit cu băieții deștepți la neamț, a venit cu banii curați la neamț să facă investiții, dar investițiile să le facem, dar să le facem între noi. Hai să împărțim banii cu familia, cu cumetrii, cu toată lumea. Niciodată agenda lor n-a coincis cu agenda cetățenilor. Sau dacă cumva a apărut o coincidență, uite ce lucruri mari am făcut. Banul public nu se cheltuiește după bunul plac. Ca și cum ne-au făcut o favoare că au cheltuit și au investit banul public. N-au venit cu banii aia de acasă. Banii aia sunt banii oamenilor, a cetățenilor. Banul public presupune o mare responsabilitate. Și mai presupune ceva, de-aia le e frică de digitalizare. Le e frică pentru că asta înseamnă transparență, pentru că asta înseamnă acces nelimitat la informații, la modul în care se fac investiții, la modul în care este, cum frumos spune domnul Gavrilescu, scurs banul public. Pentru că este incredibil să vii, să spui eu candidez și voi stopa scurgerea banului public. Asta am auzit. Ceea ce pot să vă spun e că nu mai putem vorbi de stânga, dreapta, centru. Eu cred că putem vorbi doar de o agenda cetățeanului. Chestia asta cu stânga și dreapta, auzeam tot pe domnul Gavrilescu, să unim dreapta. Care dreapta? Niște funcționari publici li se pare că sunt de dreapta?
Au dat vreodată de mâncare unui om, au avut un angajat pe cont propriu, pe compania lor, au știut doar să profite de poziția de funcționar public, iar acum luptă să-și conserve aceeași poziție de funcționar public, lasă mai stăm noi 4 ani, facem o politică doar de supraviețuire. Nu poți să conduci o primărie cu o politică de supraviețuire. Trebuie să vii cu proiecte adevărate. Mai spunea domnul Chitică că dacă cumva dânsul nu va mai fi primar, acele proiecte europene la care s-a angajat cu 4 ani întârziere, proiecte pe care acum 4 ani eu le propuneam în programul de guvernare a orașului și a primăriei Piatra Neamț, acum vine și spune, vai, nu o să le mai termine nimeni. Nu, domnule Chitic, ele vor merge înainte oricum, dar din păcate cu o întârziere de 4 ani de zile. Le puteați face de acum 4 ani, din 2017, mai exact. Dar ele au fost făcute în 2018, 2019, inițiate, nu făcute. Dacă tragem linie, 4 ani nu s-a întâmplat nimic. Vorbeam acum 4 ani de digitalizare. Vorbeam despre optimizarea traficului. Vorbeam despre mobilitate urbană. Vorbeam despre un oraș verde. Vorbesc și astăzi. Pentru că, din păcate, ceea ce a devenit referință în anumite orașe din România, cum e Bucureștiul, Clujul, Oradea, la noi este încă doar o speranță. Domnul Alin Lehăduș, pe 7 august, dacă nu mă înșel, anunțați public că v-ați alăturat echipei Pro-România și de atunci activați în această echipă. Povestiți-mi un pic, pentru că dumneavoastră sunteți un om de afaceri de succes, adică nu aveți... De ce ați simțit nevoia să faceți acest pas? De ce Pro-România? Și poate insistați puțin asupra ultimei postări pe care ați avut-o. Mie mi-a plăcut foarte mult o analiză apropo de candidatura domnului Chitic vis-a-vis de relația domniei sale cu Partidul Național Liberal. Domnul Bălănescu, în 2016 l-am cunoscut pe Liviu Harbuz și am cunoscut programul de atunci. Am înțeles importanța lui și mi-am dorit ca acel program să ajungă să fie implementat. Spunea chiar acum de ce înseamnă această strategie de campanie în a doar să-ți asumi și să nu implementezi. Eu mi-amintesc sloganul domnului Chitic. Spunea ceva de genul, viitorul are sens. Care sens? Care sens? În acești 4 ani nu am văzut nimic. De aici și indignarea oamenilor. Și a oamenilor m-ați prezentat ca un om de afaceri de succes. Eu lucrez în domeniul consultanței imobiliare. Asta ce înseamnă? Că iau contact direct cu oameni. Și de aici pot dezvolta acest contact pe mai multe paliere. De la investitori la oamenii simpli. Sunt un om pe care mă puteți găsi în orice zonă din cartier sau din orice zonă a orașului, pentru că permanent sunt conectat cu informația de aici. Oamenii au nemulțumiri. Oamenii au nevoie de digitalizare, oamenii au nevoie de un sistem integrat. Este un haos. În momentul de față, noi suntem administrați deficitar. Clar. Și de aici a venit această atitudine de a mă implica. Cunoscându-l pe Liviu, cunoscându-i programul, mi-a fost ușor să iau decizia. În paralel, aș spune, în 2018, m-ați întrebat de ce Pro-România. În 2018, în octombrie, dacă mi-amintesc, a apărut așa o postare la nivel național că Liviu Harbuz preia Pro-România coordonare la Neamț. Da? Și atunci, și bineînțeles că foarte mulți apropiați m-au întrebat, ce vei face? Ești un om de echipă? Eu tuturor le-am povestit de acel program din 2016, pentru că a fost foarte bine promovat atunci Cardul Cetățeanului. Nu mulți l-au înțeles, dar de aici a apărut acest interes pentru Smart City și Oraș Verde. Și când a apărut în paralel, în octombrie, atunci asumarea coordonării partidului de către Liviu Harbuz, eu la Piatra Neamț organizam o conferință Smart City. Exact, se derula un paralel cumva.
Pentru unii au ridicat semne de întrebare, m-au pus direct în echipă cu Liviu. Alții au venit cumva sceptici și au ascultat acel program de digitalizare. Vreau să vă spun că atunci la acea conferință au fost invitați nume de marcă din politica nemțeană, chiar oameni cu putere administrativă. Ce nefiind venit? Asumat politic, n-aș vrea să dau nume. Bineînțeles că mi-ați și spus, este prima calitate de invitat, pe parcurs putem dezvolta. Acum aș rezuma doar. Fiind un om neutru, dar creând acel cadru, am putut foarte bine, dar foarte bine, să văd cu adevărat care este atitudinea lor vis-a-vis de aceste proiecte sau de acei specialiști. Cred că, să mă rezum într-un cuvânt, a fost amatorismul lor în administrare. S-au bucurat poate doar de câteva pișcoturi, câteva cafele și atât. Și atât. Și revin la viitorul, are sens. Sunt responsabil împreună cu echipa să implementăm proiecte cu ajutorul unui lider asumat. Și cred că mulți mă întreabă de unde atâta înverșunare. Dacă noi acum nu decidem să implementăm și să aducem soluții, suntem datori față de familia noastră și de copiii noștri. Eu mă bucur foarte mult că avem o ancoră, un lider, o busolă și avem o echipă de specialiști în care putem lucra și integra aceste proiecte. Da, De ce pro-România? Au fost singurii care au venit cu acest lider. E clar. Și cu un program. Cu lider și cu un program. Bineînțeles. Făceați o analiză și aici să rog și pe domnul Hargus să intervină. Apropo de relația Dragoș-Chitic-PNL, această sârbă, horă, cum să-i spunem. Telenovela, aș spune. Telenovelă care a avut loc într-o perioadă scurtă de timp, dar cu implicații. Vă rog să detaliați și pentru cei care ne ascultă. Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta? Cum adică? El aici în emisiune a fost și mi-a spus de 3 ori, dacă nu mă înșel, că va sprijini candidatul PNL. Și de vreo 30 de ori în cadrul instituționalizat al partidului. Asta nu știu, unde, că încă n-am apucat. Oricum au fost de notorietate declarațiile, voi sprijini candidatul și echipa PNL, indiferent cine va fi. După care a spus, stai, nu poate să fie chiar cine vrea, trebuie să fie un om pe care eu să-l controlez. Trebuie să fie o păpușică care să facă ce-i spun eu. Și mai trebuie ceva, să-mi ofere mie funcția de administrator public. Eu m-am săturat să văd, facem politică, în momentul de față e campanie și văd pe șefii de societăți comerciale ale primăriei, băieții aia care ocupă niște funcții, care până la urmă sunt niște sinecuri, pentru că ele sunt sinecuri de partid. A, ești din partid, trebuie neapărat să ocupi o funcție de director, director adjunct, sau o poziție călduță într-o societate a primăriei. Societățile astea sunt tot pe bani publici. Societățile astea au produs cele mai mari pagube, dacă ne uităm, în istoria bugetului primăriei Piatra Neamț. Deci lucrurile se repetă. Dacă vă uitați, ei folosesc logistica, infrastructura acestor societăți în campania electorală. Adică nu e posibil să-i vezi pe directorii de societăți în acțiuni electorale cu mașini și cu combustibil plătit din banul public. Asta se întâmplă mereu. Te rog, Alin, să intervii. Și, în primul rând, în timpul programului. Adică nici măcar nu ne asumăm un program. Iar m-ați întrebat de ce părere am despre această telenovelă. Eu cred că cel mai important ar fi de analizat sau de văzut. Întâmplarea asta vorbește despre caracter, sau mai bine spus despre lipsa lui. Și atunci e foarte simplu să tragem linie, să ne gândim de ce pietrenii, da? Eu cred că ei vor înțelege. Cum mai poți valida un program, un primar pe care el și-a prezentat viitorul are sens, dar vedem acest sens? Plus știm foarte clar că are o condamnare, fie ea cu suspendare. Calitatea oamenilor ar trebui să fie cea pe care îi va determina să decidă pe cine vor vota. Da. După ce dacă îmi permiteți, apropo de domnul Chitic, aspirațiile lui s-au văzut și nivelul lui
de evoluție atunci când a inaugurat un veceu cu o palmică tricoloră. Să faci așa ceva, ori ai avut în ziua aia un AVC, ori ăsta este nivelul tău evolutiv, adică evoluția unui manager, a unui lider, este până într-un veceu, până într-o budă. Acolo s-a oprit ceea ce se cheamă, să spunem, strategia de management a domnului Chitic. Bun, să trecem de la strategia de management a actualului primar la programe și proiecte pro-România. Dacă n-aveți cu mare nimic. Plăcere. Adică să facem trecerea dintr-o parte în alta. Da, să nu facem brutal. Zic că... Vă rog. Așa cum spuneam și mai devreme și cum spuneam și acum 4 ani, proiectele noastre majore sunt orașul inteligent care implică absolut toate domeniile, care implică drum, apă, canal. Vorbim despre alimentarea cu apa a orașului. Uitați-vă ce bătaie de joc, prețul la apă, rețeaua de apă. Apa Servu, care a fost condus până la urmă de la nivelul Consiliului Județean. Ieri auzeam de la domnul Arsene că n-a fost condus bine, dar din câte mi-aduc eu aminte și acolo, numirile politice au fost făcute tot de către domnul Arsene. Pur și simplu, pietrenii au fost, și eu mă număr printre ei, am fost schingiuiți cu apa. Când aveam apă, când aveam apă. Ca să nu mai vorbim despre pierderile din rețea. Ei, un oraș inteligent înseamnă informatizarea tuturor sistemelor, înseamnă un trafic prietenos cu mediul, înseamnă mobilitate urbană. Domnul Chitic era foarte fericit că a descoperit că poate folosi banii europeni pentru iluminat, pentru modernizarea iluminatului public. Dar domnul Chitic nu s-a gândit înainte că mai sunt zone unde e nevoie de iluminat până să facem noi modernizarea pe anumite segmente. El s-a bucurat de câteva proiecte care și acelea au fost întârziate cu ani de zile, putea să acceseze din 2017 toate proiectele despre care vorbește acum, care toate țin, repet, de ceea ce înseamnă oraș inteligent. Un oraș verde înseamnă un oraș în care să ai resurse de energie neconvenționale. Gândiți-vă că există acum sisteme pentru sistemul hidro de obținere a energiei foarte ieftine, care duc la o ieftinire, că până la urmă ce face un oraș inteligent, un sistem de management al orașului inteligent? El reduce cheltuielile, îmbunătățește calitatea vieții, gândiți-vă, energie mai ieftină, transport mai ieftin și sănătos, toate utilitățile, apă, canal, mult mai ieftine. Până la urmă, asta ne propunem, să folosim tehnologiile. Digitalizarea, mai ales în zona administrativă, este necesară, în primul rând, pentru transparență și pentru ușurarea relației între cetățean și administrația publică. Veneam cu un film demonstrativ despre ce se întâmplă în Estonia, un stat care nu are pretențiile României. În Estonia era un personaj care dădea interviu și spunea așa: în ultimii 5 ani de zile, eu nu am călcat în nicio instituție publică. Toate taxele, toate impozitele, relația mea cu statul s-a făcut din biroul meu de acasă, din patul meu. Mi-am plătit taxe și impozite și la 3 dimineața, din pat. Deci asta înseamnă să... Viața noastră este grevată, ne mănâncă timpul, acest stat greoi, această administrație anchilozată, pentru că, până la urmă, mai sunt și alte consecințe ale digitalizării. Transparență, accesul cetățeanului la toate informațiile, pe ce e cheltuit bugetul, pe ce sunt cheltuiți banii publici, cine și ce funcții ocupă și în ce context, de asta le e frică. De aia a fost frică lui Chitic 4 ani de zile. A vrut să-și conserve el acolo echipa aia pe care acum o folosește în campanie și le promite: tu o să ocupi funcția aia la societatea aia, tu o să ocupi funcția aia în societatea cealaltă a primăriei. Este incredibil.
Deci noi suntem în secolul 21, iar domnul Chitic se comportă ca și cum un primar ar trebui doar să plătească datoriile primăriei și din când în când să-și mai noteze în agenda pe unde mai e o groapă. Orașul este murdar. Un oraș turistic înseamnă un oraș curat. Nu avem nici măcar... Curățenia se poate face în tot orașul în 3 zile. Societățile astea trebuie trase la răspundere. Nu, acest lucru nu se întâmplă, mai ales că acum e campanie și avem nevoie de infrastructura societăților pentru a ne face campania electorală unora. Domnul Alin. Da. Să vă spun, nu prea mai e mult de spus. Da. Bine, dar vedeți, asta e atitudinea unui lider. Și atunci noi cu drag, toți cei din echipă, venim cu proiectul și dezvoltăm acest proiect pentru a fi cât mai ușor de implementat și cât mai sustenabil. Da, într-adevăr, transparența în administrație este un punct foarte important și în a ajunge să fie cât mai eficient. În 2016 chiar l-am adus cu mine, am cardul cetățeanului pe care l-am promovat la acea vreme. Ce înseamnă asta? Acum, înseamnă prin toate tehnologia, nu mai luăm decizie la nivel de flair. Nu, se urmăresc niște indicatori tehnici foarte importanți, pentru că așa putem vedea cu adevărat un trafic eficient, putem face o analiză la dorința cetățeanului, pentru că prin acest instrument, de exemplu, poți analiza exact comportamentul omului în oraș, adică să-l vezi când merge la cumpărături, câte locuri de parcare sunt, când merge la stadion, unde e zona de recreere, la ce ore, poți analiza efectiv, pas cu pas, și poți identifica elementele negative, să zic. Și poți găsi soluții. Bineînțeles, analizând indicatorii tehnici, poți găsi soluții, poți să fii mai predictibil, mai aplicat. Pentru că, vreau să vă spun, constat că avem o problemă, da, de parcări și bineînțeles că aici lucrăm în zona asta să găsim cele mai bune soluții pentru parcări. De exemplu, analizam pe alte orașe din țară, sunt aplicații deja pe care putem share-ui locurile de parcare, le putem împărți între noi, fiecare, indiferent de sistemul de operare al telefonului, îl putem da la liber, să zic, celuilalt. Și atunci există o comunicare între noi mult mai eficientă, fără să mai ajungem să intrăm într-un conflict. Vedeți, asta face parte tot din digitalizare. Deci, mai departe, administrația poate dezvolta prin parcări, eu știu, suspendate sau modulare. Soluții există. Important este doar să fim cât se poate de aplicați și eficienți pe comportamentul orașului. Acesta nu vine decât din analiza unor indicatori, indicatori reali, indicatori tehnici. Nu doar din simple păreri sau mă gândesc că ar fi bine să fac ceva în zona aia, că cunosc firma aia și tot timpul să ne adaptăm pe ceva ce urmărim, pe interesul personal. Nu. Trebuie să fim dedicați pe interesul cetățeanului. Domnilor, mie îmi place foarte mult ce spuneți. Eu stau și mă uit și în jurul. Și n-am ajuns la Lego City. Ajungem și acolo. Dar înainte de asta, eu stau și îmi dau seama că suntem în 20 august. Pe 14 septembrie am fost asigurați că va începe școala și dacă acum întrebi oriunde în oraș un om, oriunde, chiar și la inspectoratul școlar, cred că poți să faci, să pui această întrebare. În primul rând, la inspectoratul școlar n-au un răspuns pentru când și cum începe școala. Deci, când, cum, n-am văzut nicăieri un director de școală să vină undeva și să spună, da, școala mea va funcționa în felul următor. Noi am început ieri o anchetă în sensul acesta și oamenii spun cam așa, măi, oameni buni, zice, noi suntem directori de școală, noi avem un buget, atât. Toată responsabilitatea vine pe capul nostru și a părinților. În primul rând, responsabilitatea a fost transferată părinților. Așa. Dacă mă întrebați pe mine și după aia directorilor și primarilor, da, și celor din administrație. Deci mie mi se pare că trăim așa într-o lume pur și simplu paralelă cu ce se întâmplă. Și acești oameni, noi vorbim aici despre lucruri care ar trebui să fie, care ar trebui să întâmple, trebuiau să întâmple până acum, și
noi nu știm în momentul acesta ce se va întâmpla dacă îți duci copilul, nepotul la școală. În ce condiții și cum. Și aici este și, putem privi din perspectiva părintelui, a directorului de școală, dar și a administrației publice locale, care ea administrează, practic, clădirile. Da, da, administrația publică locală în acest moment este preocupată de campania electorală. Deci putem face alegeri, putem să ne înghesuim cu toții în secția de votare, putem să ne expunem, dar despre școală nu spunem nimic. Adică putem orice, putem să intrăm în secție de votare, dar nu avem voie să intrăm în interior, în restaurante. Industria Horeca dă faliment. În fiecare zi mai dă faliment câte un reprezentant, câte un antreprenor. Vorbesc de politici de dreapta, de stânga, să sunt deja aberații. Adică nu se poate atunci când te prezinți ca fiind liberal să nu-ți pese de ce se întâmplă cu antreprenorii, să nu-ți pese de educație, să nu-ți pese cum, când și în ce formulă va începe școala. Pentru că auzim acolo că vor fi în serii de câte 20 de elevi din 40 și 20 vor veni o săptămână, 20 în cealaltă săptămână. În ce bază? Pe ce criterii se stabilesc aceste lucruri? Și cine plătește lucrurile astea? Vă spun eu cine o să plătească. Învățământul gratuit garantat de Constituție, adică părinții. Ca de obicei. Vă dau un exemplu. S-au încheiat toate sesiunile de, cum se numesc la învățământ, mobilități. Adică ce profesor poate să vină, unde, la ce ore. Și acum circulă în mediu, dom'le, dar avem nevoie de mai mulți profesori. Poate o să le ia și pe Carabela la franceză. Acum, nu știu, nu, istorie. Istorie, din câte știu. A, de istorie, am înțeles. Cunosc mediu. Am înțeles. Spun așa. Da. Deci, cam așa stau lucrurile. Dar să ne întoarcem la Legoland, care are și o componentă de educație foarte interesantă. Nu, are interesant. În primul rând o componentă educativă. Vedeți, eu dar nu aici vorbim despre... Vă rog să mă reînvățați. Vorbim despre lucruri pe care ieri în emisiunea dumneavoastră un drag tovarăș de la Consiliul Județean ne explica că nu, domnule, ce e aia cu inovare, cercetare, nu se poate, domnule, așa ceva. N-au înțeles că cei de la Bruxelles nu mai au răbdare să ne aștepte. Ne-au luat-o înainte și vom rămâne în urmă într-un asemenea hal încât vom deteriora din ce în ce mai mult sistemul educațional și sistemul de sănătate. Componenta educațională constă din sistemul de învățare prin joacă. Este un sistem care funcționează în toate țările dezvoltate, mai ales în țările nordice. Sistemul danez de învățământ este bazat, de educație este bazat pe sistemul Lego. În afară de învățarea prin joacă, în aceste sistemul Lego în școli dezvoltă laboratoare de inovare, cercetare și robotică. Gândiți-vă, până la urmă, județul Neamț, eu întotdeauna am spus, are un sistem educațional de o calitate superioară. Avem câteva licee și școli unde atât profesorii cât și copiii chiar performează. Dar nu primesc, știu doar să se pozeze cu ei. Am văzut că mai nou erau 3 copii olimpici. Ba s-a pozat Cook, ba s-a pozat domnul Carabela. Deci pur și simplu ei sunt folosiți. Dar până a obține aceste performanțe, nimeni nu-i susține. Aș vrea să văd mai multă susținere. Asta înseamnă o bază materială, înseamnă o infrastructură școlară modernă. Ca să informatizezi liceele, școlile, nu este un efort foarte mare. Sistemul Lego vine dincolo de faptul că e un sistem care dezvoltă imaginația, care dezvoltă inovația. El vine și disciplinează. El vine și asigură, practic, trecerea de la un ciclu școlar la alt ciclu, pentru că el se manifestă în diverse etape. Vorbim de robotizare. Robotizarea este viitorul. Ea se întâmplă în alte țări. Repet, nu venim cu lucruri inventate. Ele sunt deja verificate, ele sunt deja consacrate. În Germania, în Anglia, în Statele Unite, în Danemarca, de unde a plecat sistemul Lego.
dincolo de sistemul educațional, avem parcurile tematice. Adică ele nu sunt niște parcuri de distracții, sunt niște parcuri tematice interactive, care până la urmă ce fac? Dezvoltă turismul, aduc în Piatra Neamț peste 1 milion de vizitatori pe an, ceea ce înseamnă că dezvoltă economic Piatra Neamțul. Un primar ar trebui să se gândească cum să aducă și bani la primărie, nu doar cum să-i cheltuiască și mai ales cu cine să-i cheltuiască. Asta ar însemna un primar care să dezvolte, să dorească să dezvolte un oraș. Balea ar spune, lăsați-i pe copii să viseze, lăsați-i să creeze, lăsați-i și pe adulți să viseze la o viață mai bună, la o calitate a vieții mai bună. Nu, ei vin și spun, e imposibil. Da, e imposibil pentru ei, dar nu e imposibil pentru noi. Domnul Alin, domnul Vărănescu, vă rog. Revin la începerea școlii. Am un băiat, urmează să exact intre la clasa pregătitoare. Exact asta vreau să vă întreb. Vă dați seama, emoția, prima zi de școală. Fiecare din noi își aduc ce aminte, acea trăire. Abia aștept să pot să pășesc cu el pragul școlii. Abia aștept să-i văd bucuria că mergând la școală. Acum vă dați seama ei cum se adaptează acestor vremuri. Nu înțeleg, sunt debusolați. Uitați-vă că cât am stat în casă, am fost poate privilegiat că am avut unde să mergem, să locuim în afară, în natură. Dar pentru cei care au stat în casă și cât de important ar fi fost să fi avut niște parcuri tematice dezvoltate sau locuri de agrement pentru ei. Acum, la școala înseamnă, e un cămin în dezvoltarea copilului. El deja pune întrebări, e curios. Nu am răspunsuri, ci ceea ce se vede clar pe el, incertitudinea. Am avut o experiență și am povestit-o cu drag și colegilor. În momentul în care l-am luat de la grădiniță, presat fiind și de alte lucruri în echipă, i-am răspuns cumva, m-a întrebat dacă pot să merg cu el la o activitate. Și am răspuns, vedem. Și copilul mi-a dat o replică și am realizat ce înseamnă tehnologia în dezvoltarea lor. Mi-a spus, tata, ori merge, ori nu merge. Internetul în aplicație. Tu ori mergi cu mine, ori nu mergi. Pentru ei zona de gri nu există. Senzațional copii răspuns. Nu au deci, zonă de gri. Senzațional răspuns. Și atunci, de noi ține ce atitudine avem și cum construim viitorul pentru ei. Da, foarte frumos. Ori merge... Vorbeam de Lego, da? Unii părinți își permit și au duc acasă copiilor. Și educația. Că unii spun, ai domne, ce educație, că sunt niște cărămiși, le construiesc. Dar abilitatea în a construi, abilitatea de a strânge la sfârșit ceea ce ai făcut, ordinea, disciplina, culorile. Și apoi să discuți despre ce clădire ai construit, cadru. Ce reprezintă ea în istorie pentru noi, pentru un alt popor, ce reprezintă, știu eu, animalul respectiv care nu mai există, când a ajuns, adică... Creezi un cadru de discuție. Este cel mai complex sistem educațional prin Lego. În momentul de față avem acest sistem, să zic, nu învechit, dar pe recompensă. Cumva trebuie gradual schimbat și adaptat noilor tendințe și tehnologii. Mai avem câteva minute de discutat și vreau să întreb, domnul doctor, noi acum câteva luni bune, am făcut o emisiune, în emisiunea respectivă ați lansat conceptul cu mâinile curate. Suntem în plină fază, nici mai știu ce fază a pandemiei există, dar în momentul acesta în spitalul din Piatra Neamț sunt peste 200 și ceva de oameni internați și nu mai aud nimic. Noi dăm niște știri, ne primim în jurăturile de rigoare. Băi, de ce scrieți despre asta? Că este o nebunie. Pentru că toți au obosit, domnul Bălănescu. Dar au obosit și pacienții. Ba, unii chiar mor. Au obosit și medicii. Dar autoritatea poate obosi în a explica, în a spune oamenilor ce se întâmplă. Mie mi se pare o inconștiență. După cum... Acum să nu vii să explici, măcar să explici dacă nu aplici nimic.
Ordinul pe unitate este să nu se transmită foarte mult, pentru că ar crește îngrijorările și ar crește presiunea reinstaurării a ceea ce se cheamă situație de urgență, care ar bloca alegerile. Pentru că în acest moment, din punct de vedere politic, partidele, cele două partide care fac jocuri de cabane și când îi văd, ba, facem moțiune de cenzură, ba, nu facem, ba, instaurăm starea de urgență, o fac pentru că vor să-și conserve voturile, procentele, nu se gândesc nici o secundă la oameni. Dacă putem spune că au trebuit să moară, a trebuit să moară oameni ca unii să ajungă la putere, abia acum este valabil. Gândiți-vă câți oameni își pun viața în pericol și câți mor pentru că nu au acces la serviciile spitalului județean. Gândiți-vă la cronici, gândiți-vă la oameni cu alte patologii decât patologia COVID. Gândiți-vă că s-au investit bani într-un spital modular. Eu nu știu, spitalul ăla funcționează de la Iași, de la Lățcani? Nu. Chiar nimeni nu răspunde de modul în care este cheltuit banul public. Chiar nimeni nu răspunde de viețile oamenilor care mor făcând naveta între spitale, pentru că avem un spital județean suport COVID. Chiar nu mai există niciun fel de responsabilitate. Eu mă bazez pe rațiunea cetățenilor, pe rațiunea și înțelegerea oamenilor, pentru că sunt, părerea mea, în momentul de față există un sistem de manipulare cum n-am avut nici măcar înainte de 89. Atunci când au nevoie să introducă panica, vin cu fake news-uri și introduc panica în rândul populației. Acum suntem într-o perioadă de acalmie, deși gândiți-vă că noi am avut stare de urgență la 285 de cazuri de infectări. Acum avem 1400 media pe zi. Avem secțiile ATI ocupate în proporție de 98%, dar mergem să organizăm alegeri. Pentru că niște băieți deștepți se gândesc la ce contracte, la ce tâlhării să mai facă pe banul public. Asta înseamnă să fii mereu dependent de banul public. Oameni care s-au căpătuit în politică, care au intrat în politică, era să zic rupți în fund, dar am să o zic până la urmă, iar acum numără milioane. I-a întrebat cineva, bă, cum ați făcut milioanele astea într-un mandat sau în două mandate? Cum aveți voi toți, mă uitam aici la Neamț, la candidați, da? Și la Consiliul Județean vorbesc și la Piatra Neamț. Toți au firme sau au relații cu firme de construcții, cu firme de energie, cu firme de instalații. Ei, chiar n-au găsit alte obiecte de activitate decât fix alea unde e țeava cu bani. Domnul senator Țapu, care a spus, domnule, eu nu am lucrat, n-am avut contracte cu Apa Serv, soția, nu eu. Deci chiar oamenii nu observă lucrurile astea. Ei își conservă avantajele și banii pe care i-au făcut, dar desigur își doresc să-i și înmulțească neapărat. Da. Am primit în timp ce vorbeam cu dumneavoastră un mesaj de la un om care îmi trimite numai glume și că se apropie ziua votului. Nu uitați ce ne-au spus autoritățile. Stați acasă. Da. Genial. Te rog, Alin. Vreau să vă spun că pe data de 9 martie la Piatra Neamț a fost invitat cu mare fast ministrul transporturilor Lucian Bode. Dacă nu greșesc. Da, da, Lucian Bode. A fost și aici în emisiune, dacă nu mă înșel, și ne-a căzut internetul după 5 minute. Da. Și atunci am vrut să văd discursul dumnealui și am fost interesat de apariția lui la Piatra Neamț, mai ales că știam că adversarii ceilalți vorbesc de mari proiecte de infrastructură, drumuri și toate astea. Și am constatat cu stupoare că dumnealui a avut o întâlnire cu președinții de asociații de proprietari. Atunci mi-am dat seama cum își pregăteau această strategie de alegeri și de campanie la acea vreme.
Da? Deci alegerile locale. S-au întâlnit cu președinții de asociații de proprietari. Da, într-un sistem de campanie electorată controlată, apropo de faptul că deci, primăria... Scuze-mă, Alin. Alegerile erau programate în luna iunie, da? Dacă nu venea acest val de pandemie. Așa mi-am dat seama cât de minuțios își pregătesc, cum știu să stârnească emoția la nivelul omului, încât să poată fructifica fiecare avantaj politic. Vă dați seama că, fiind consultant imobiliar, îi cunosc pe acest președinți. Ei neștiind, la vremea aia, că eu sunt un om de echipă într-un partid politic, am putut discuta tet-a-tet cu ei să le văd reacția. Erau atât de bucuroși că ei au fost invitați și că au vorbit cu un ministru. Dar de aici mai departe, tot ce li s-a transmis era numai cum să conservăm voturi, cum să scoatem oamenii să voteze. Au o mașinărie bine pregătită. De aici mai departe vin și spun, pentru ei, aceste cifre, care le vedem acum la nivel național cu aceste cazuri de infectări, nu contează. Vor doar să-și securizeze pozițiile și posturile. Atât. Da, asta chiar este o informație, întâlnire cu asociații de proprietari. A, dar un coleg al dumneavoastră din Breaslă chiar a făcut și un articol de presă la vreme. Foarte interesant. Da, folosesc sistemul bugetar pentru a-și face campanie electorală și folosesc pozițiile pentru a căpăta cât mai multe avantaje electorale, dincolo de cele materiale. Pentru că, exact ce spunea Alin mai devreme, fraților, dar voi la muncă cât mai mergeți? V-ați luat concediu în campania electorală? Eu acum 4 ani când am candidat, eram deputat când am candidat la primăria Piatra Neamț și am intrat în concediu. Sunt curios, domnul Cuca a intrat în concediu sau ia în continuare și banii din Parlament și își face și campania electorală. Sunt lucruri care par lipsite de importanță. Dar asta spune foarte mult despre caracterul unui om sau despre modul de abordare a unui partid politic. Și vorbim, ne întoarcem, vorbim despre stânga, dreapta, nu, banul acoperă de la stânga la dreapta tot. Deci numai și numai interesul material. Nu pot să înțeleg cum oamenii încă n-au înțeles că 4 ani de zile, de fapt 6 ani de zile, în orașul ăsta nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Și acum aceeași echipă vin amândoi, ca Fred și Barney, și își doresc foarte mult să meargă înainte și să schimbe ceea ce nu e bine în piață. Păi nu e bine pentru că ei conduc orașul, în primul rând. Deci cum să vii cu slogan să oprim risipa banului public? Când tu ești viceprimar și ești în alianță, de fapt în partid acum, și cu primarul. Cum să spui așa ceva? Deci recunoști că e o risipa banului public. Așa rezultă. Păi rezultă bine, să și vede, liber. Spuneți-mi acum, am o curiozitate. Cum reacționează oamenii? Pentru că dumneavoastră acum, în campanie, interacționați cu oamenii. Cum reacționează oamenii în momentul în care le prezentați proiecte? Lego City, digitalizare, etc. Sunt foarte curios. Vă scuzați. Vă rog. Au început să asculte și pentru mine asta este primul semn că vor valida schimbarea. Sunt dispus la dialog, avem proiecte pe fiecare segment de vârstă. Și dat fiind, n-am apucat să spunem nimic, de exemplu, din proiectul nostru de rețeaua de încredere. Și eu merg și spun că... Nici data trecută n-am reușit. Cine, avem timp. Cine are părinți, are încă... Aveți încredere. Am încredere. Știți, mereu folosesc pentru mine sau sintagma sau vorba poetului, cine are părinți, are încă trecut. Suntem responsabili, tot noi, generația tânără, oamenii, specialiștii, să pregătim proiecte inclusiv pentru părinții noștri. Da? Și aici venim cu acest proiect cu rețeaua de încredere. Ține doar de noi și de responsabilitatea de a implementa. Și oamenii ascultă. Da, revin la întrebarea noastră. Oamenii ascultă, sunt dispuși, le explicăm și au observat această tendință a tuturor candidaților de a fi în cămăși albe, că cineva chiar îmi spunea că, măi Alin, da, eu te știu pe tine mereu îmbrăcat în alb, dar acum văd că toți, zic, da, lucrurile bune
lucrurile bune se iau și de ceilalți și e foarte bine. Dar în același timp este important să se uite la calitatea omului, revin, și atunci povestim proiectul și explicându-l, îl înțeleg și sunt mai atenți. Mă uit că când venim la birou, fiecare din echipa de specialiști, de consilieri, dându-ne feedback, fiecare vine din zona lui de confort și ne spune efectiv cum interacționează cu oamenii și nu ne face decât să fim mai optimiști, pentru că pe zi ce trece e clar și din atacuri, mă uit prin alte emisiuni când sunt colegii mei invitați, ce atacuri există din diverse conturi, îmi dau seama clar că am început să contăm. Și ăsta pentru mine este lucru cel mai pozitiv. Înseamnă că echipa este validată, e clar o competiție între Liviu Harbuz și primarul Dragoș Chitic. E clar că pietrenii au înțeles sau au văzut clar ce s-a întâmplat. Deci mai departe nu mă face decât să fiu mai optimist, mai încrezător, să pot să, în momentul în care vom fi validați, să aplicăm proiectele încât calitatea vieții să se vadă la Piatra Neamț. Domnul Liviu Harbuz, ducând mai departe conceptul de rețeaua de încredere, iată că rețeaua funcționează și pe planul ăsta. Deci mesaj mai frumos ca ăsta... Eu l-aș lăsa, Alin, cred că ar fi foarte încântat. El crede foarte mult, deși e foarte tânăr și mai are până să apeleze la rețeaua de încredere. Dar cred că el se va integra în rețeaua de încredere ca o reprezentant al tinerei generații, în dorința de a ajuta, de a sprijini persoanele de vârsta a treia, persoanele vârstnice. Alin, dacă vrei tu să prezizi, dacă nu o să-l... Sigur, dar eu... Până la urmă este o aplicație, este deja o aplicație consacrată, ea funcționează de 7 ani în Barcelona. Este un sistem în care practic s-a eliminat sinuciderea bătrânilor, singurătatea, claustrarea, izolarea persoanelor în vârstă, pentru că avem foarte multe cazuri de persoane care au rămas singure și pe care nu le mai sună nimeni, nu le mai întreabă nimeni de sănătate și care se sfârșesc într-un mod cu totul și cu totul dramatic, pentru că sunt foarte mulți care sunt găsiți morți în casă după 5 zile, după 7 zile. Este groaznic. Pentru secolul 21, când avem atâta tehnologie la îndemână, prin rețeaua de încredere, de fapt, prin sistemul de voluntariat, aceste persoane singure vor fi integrate într-un sistem, de aia se cheamă rețeaua de încredere, în care participă reprezentanți ai tuturor generațiilor, mă refer aici la categorii de vârstă, prin care aceste persoane sunt sunate zilnic, prin rotație, se formează grupuri, fie ei tineri, aceste persoane sunt ajutate la propriu, în sensul în care sunt informate cum pot folosi un telefon inteligent, cum pot folosi telefonul și pentru altceva, alte funcții și pentru altceva decât doar pentru o convorbire audio. A dat rezultate incredibile această rețea, așa cum spuneam, în Spania. A reintegrat social și a salvat, a redus suicidul în proporție de 93%. Deci vă dați seama ce efect a avut. Este atât de la îndemână. Venim cu lucruri care au fost verificate, consacrate. Nu venim cu invenții. Sunt lucruri care funcționează. Nu trebuie decât să luăm bune practici, exemple de bune practici și să le implementăm. Și revin, persoane de vârsta a treia primesc ajutor prin cineva le face într-o zi cumpărăturile, cineva le cumpără medicamentele într-o zi, cineva le schimbă un bec într-o zi. Cineva pur și simplu stă de vorbă cu ei. Asta se întâmplă zilnic. Dar eu vorbeam de rotație apropo de nevoile unei astfel de persoane cu un astfel de profil. Gândiți-vă că cineva îl învață cum să, ce vă spuneam, să folosească tehnologia modernă. Cineva îi poate scoate animalul de companie, pentru că astfel de persoane au sau nu au, și atunci au un consilier care le recomandă să-și iau un animal de companie. De exemplu, în Statele Unite, în perioada pandemiei, din cauza izolării, a fost un fenomen care nu s-a mai întâlnit de peste 30 de ani. Toate animalele din adăposturi au fost adoptate de către diverse persoane singure
și n-au mai fost, ei având milioane de câini, de exemplu, în adăposturile societăților de protecție, câinii au fost adoptați pentru că oamenii au simțit nevoia unui companion în această... Se face terapie cu animale. Terapia cu animale se face și pentru copiii cu probleme, pentru copiii cu autism. Sunt lucruri care s-au verificat, se pot face și nu costă foarte mulți bani. Pentru că vorbeam la un moment dat, mă întrebați despre marele proiect Lego City. Da, e un proiect foarte mare, e un proiect pe termen mediu și lung, nu e un proiect care să se întâmple peste o lună de zile. Dar gândiți-vă că sunt lucruri la îndemână. Ca să cureți orașul, îți trebuie 2-3 zile să-l faci bec. Ca să faci o pârtie artificială după ce ai ținut și ai pierdut atâția bani cu această pârtie prost făcută, prețul este investiția este foarte mică și se putea face de ani de zile. Păi vine acum Chitic după 6 ani și spune voi face o pârtie artificială, dar până acum ce a făcut? Sau vine și spune când noi am propus vom face un aventura parc pe Muntele Cozla. Știu că nu mai vreți să auziți de Muntele Cozla. Deci, dar da, am fobie. Da, și eu la fel. Dar lucrurile astea puteau fi făcute foarte simplu. De ce le facem acum? De ce acum se pot face și până acum nu s-au putut face? Sunt elemente din programul pe care l-am prezentat acum 4 ani de zile. Punct cu punct. De ce nu s-au făcut? Și vorbește domnul Chitic despre eu voi fi pentru orice program în beneficiu orașului. Nu. Tot ce a făcut a fost să taie o panglică tricoloră la toaletă. Asta este nivelul. Despre asta vorbim. Asta e nivelul de management. Pe final, întrebări. Ce proiecte aveți pentru integrarea romilor? Avem și pentru incluziunea socială proiecte, avem pe partea socială, de altfel știți că a fost la dumneavoastră în emisiune domnul Radu Năstasă, care a prezentat. Eu cred că ceea ce se întâmplă acum la containere este de fapt un izvor de infracționalitate. Cred că izolarea celor oameni și uitarea lor în timp și spațiu nu face decât să producă mari, mari de servicii orașului Piatra Neamț, pentru că dezvoltarea nivelul de infracționalitate a crescut atât de mult, iar ei, așa cum îi vedeți, vin în Piatra Neamț, au rețele de cercetorie, au rețele, aș putea spune, infracționale în sensul în care noi am avut și agresiuni pe stradă, agresiuni fizice din cauza acestor copii care cresc acolo uitați de lume. Cred că doar educația și implicarea autorității îi poate readuce la normalitate. Eu cred că minoritatea romă din județul Neamț, eu m-am întâlnit cu foarte mulți, sunt mulți care au meserii, sunt mulți care vor să se implice. Am văzut chiar că au început să investească în ceea ce se cheamă producție pentru procesarea fierului. Am văzut băncile pe care le fac ei sau, hai să spunem în general, mobilierul stradal. Eu cred că ei s-ar putea implica cei care au ajuns la un anumit nivel. Apropo de performanțele antreprenoriale, se pot implica în viața publică a orașului Piatra Neamț, iar copiii aia care sunt vai de mama lor au nevoie, într-adevăr, de asistență socială, dar o asistență socială făcută rațional, controlată, monitorizată, care să dea și rezultate. Până acum, asistența socială s-a făcut în sensul în care votezi cu mine, primești ajutorul social, îți fac buletin, ei nici acum n-au buletine. Acum 4 ani am fost acolo, n-aveau buletine, nici astăzi n-au buletine. Deși primăria le-a promis că o să rezolve problema buletinelor. Sistemul de... Gândiți-vă, apropo de Văleni, zona Văleni, a venit cineva la mine și ne-am urcat în mașină. Dom'le, nu este un trotuar. Iar pe drumul ăla se circulă infernal. Bine, aici nu mai vorbesc în Piatra Neam s-a ajuns seara. Dacă n-ai noroc și te prinde o cursă de mașini, poți să și mor pe stradă. Vorbeam despre ce se întâmpla apropo de poligonul auto. Acum 4 ani de zile am adunat toți tinerii în poligonul auto
și l-am chemat pe domnul Chitic. Domnul Chitic, rezolvați problema poligonului, investiți, aduceți doritorii de sporturi auto, aduceți-i pe toți în poligon. Avem nevoie de un sistem controlat atunci când copiii tineri fac drifturi sau altfel de competiții auto. Nici astăzi nu s-a întâmplat nimic. Nici astăzi. Și domnul Chitic este absolvent de liceu auto, din câte știu eu, dacă nu greșesc. Te întrerup, scuză-mă, dar știi foarte bine, nu doar că nu s-a întâmplat nimic în poligon, dar totuși tinerii din Piatra Neamț și-au găsit o alternativă. Era în parcarea stadionului și n-au făcut... fața poliției, da. Da, și n-au făcut nimic altceva decât să despartă cu niște borduri. Deci doar să limitezi, nu poți să creezi, nu poți să vii cu un proiect, au limitat prin borduri. Acolo vă dați seama, bineînțeles că ei nu și-au mai manifestat, dar au adus prejudiciu și cetățenilor din Piatra Neamț, pentru că vreau să vă spun, chiar am văzut asta, tot acolo la stadion, în prima parte a zilei, se are loc examinarea auto, da? Și tinerii, tot ei, sunt cei care merg să fie, să zic, evaluați de către poliție. Păi un tânăr bucuros că a fost strigat, că a obținut, a fost validat pentru a-și primi permisul de conducere, s-a împiedicat de o bordură din aia și mă gândeam, este incredibil, adică cum au ajuns să limiteze accesul omului și cum am ajuns să trăim astfel de evenimente doar prin lipsa asta de predictibilitate, adică de ce trebuie să limitezi? Când poți să faci efectiv integrare, adică putea fi, eu știu, un polițist, fie el de la locale, fie el de la rutieră, să vină cu un discurs în fața lor, să-i fie responsabil. Acum se întâlnesc seara, bineînțeles că nu mai au loc acele drifturi, dar își aduc mobilier stradal de acasă, adică efectiv îi văd. Sau repliantă pe gardul cimitirului, în fiecare seară. Pentru că nu au alternativă. Și merg, discut cu ei. Orașul Verde, parcurile, nu s-a dezvoltat nimic. Tot auzim de parcuri. Băgăm panseluțe doar în parcul din centru. Orașul ăsta nu se dezvoltă de la periferie spre centru. El se dezvoltă doar, exclusiv în centru. Pentru că domnul primar n-a avut timp cu agenduța și cu pixul să meargă și în cartierele la marginea orașului. Un feedback obiectiv. Chiar ieri cineva... au apărut poze, da, pe internet cum au inaugurat un parc pe care l-au reamenajat, să zicem așa. De fapt, doar au vopsit câteva elemente. Și vorbeam cu mămica unui copil și zic, păi ai mers cu el? Și că, păi da, dar ei n-au făcut, au vopsit mobilierul, dar pe jos este același pământ, același praf. Deci comoditatea părintelui, practic, pentru că nu este amenajat, să zic, cum ar trebui pentru 2020, practic nici părintele își îngrădește accesul copilului pentru a rămâne în confortul lui. De-aia spun că la noi s-au întâmplat lucruri doar de fațadă, doar pentru a ne promova, nu a da calitate locului de joacă. Pentru că e același pământ, același praf, ăsta e adevărul. Acum vreo 2-3 luni șocam în Mesagerul de Neamț, ediția scrisă, cu un titlu: un fost consumator de substanțe, înțeles, de stupefiante, substanțe interzise, spunea așa: 60% dintre tinerii din oraș au folosit asemenea substanțe. Este o problemă pe care poate o să o discutăm. Este o problemă de siguranță a cetățeanului, de acces la aceste rețele. Avem probleme mari în Piatra Neamț cu siguranța cetățeanului. Ascundem sub preș această problemă a copiilor care se droghează, a tinerilor care se droghează. Le ascundem sub preș și când va exploda, o să ne explodeze în față. Gândiți-vă câte drame. Din ce cauze se întâmplă lucrul acesta? De ce? Pentru că acești copii nu au o preocupare. Vedeți? Pentru că dacă ei ar fi avut posibilitatea să se învârtă cu mașina în poligon, să-și consume energia, dacă ar fi avut niște parcuri care să-i solicite educațional de punct de vedere fizic, au trântit niște aparate de fitness printre blocuri care vor avea soarta acelor infopointuri de turism care au murit, deși fiecare a mâncat 30.000 de euro, vor avea soarta acelor panouri solare care au fost la grădinițe,
la fel, care au costat peste 40.000 de euro și stau abandonate, banii, nu putem spune mereu că nu avem bani. Banii nu au fost cheltuiți judicios și în sensul dezvoltării orașului. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Avem o oră de discuții. Mi-a făcut plăcere să-l cunosc pe Alin. Pe dumneavoastră deja vă cunosc, așa că plăcerea rămâne constantă, ca să spun așa. Vă doresc cele bune, sănătate, succes. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi cu doctorul Liviu Arbuz, un membru al echipei Pro România pentru Piatra Neamț și pentru Județul Neamț. Cele bune, la revedere!